ziua cincizecimii. E iarăși sărbătoare în cetate. E iarăși forfă în Ierusalim. Din patru zări aici sunt adunate să dea cinstire regii gloate. E ca un furnicar orașul plin. Căci Dumnezeu urmează să împlinească un plan împăzit de veacul prin Ioel și vrea ca mii de martori să privească și mai pe urmă să mărturisească ce minunate când lucrează El. Aici stau ucenici cu durere, în urma despărțirii de Iisus, lipsiți de îndrăzneală, de putere, dar așteptând promisa mântuire prin Duh Mântuitor venit de sus. Speranța ține acum împreună și încrezător așteaptă Sfântul Duh când deodată, deși vreme bună, un sunet ca de vânt, ca de furtună, pornește fără veste prin văzduh și împărțite peste fiecare, din cer venind coboară limbi de foc. Aceasta e așteptata revărsare, e ploaia înviorării pe ogoare venită din vechime, prin proroc. Uimind apoi mulțimile armate, au început în limbi ale vorbi, în limbi de ei încă neînvățate, în limbi care prin Duhul au fost date și o fi îndrăzneau ei soții. Iar Petru încet atunci să vorbească, cuprins de focul viu, cuprins de zel, de îndrăzneală în Duh nepământească și oamenilor să mărturisească de jertfa crucii și de Sfântul Miel. 3.000 au fost acei ce au răspuns chemării, în urma îndrăzneștului cuvânt. Ei au primit pe cer de îndurării și îmbrățișarea binecuvântării din partea celui veșnic sfânt. Sfânt, sfânt! Când n-avem îndrăzneală la mulțime, nici foc în noi să te mărturisim, mai dă-ne, Doamne, câte o cinzecime și lasă-ne să mă zbărcă pe tine ca Duhul Tău cel Sfânt să clocotim. Mai toarnă, Doamne, foc în adunare, redeșteptării sfinte să-i dăm glas, simțind în noi la cerului chemare, în Duh, să-ți aducem închinare, înaintând spre cerul, pas cu pas. Mai lasă vâșuitul să răsune și casa zbuzi-o din temerii, ca veșnic treci, vechind în rugăciune, atunci când trâmbița o să răsune, noi să fim gata pentru veșnicii. Amin.